Ce n-au reușit autoritățile în peste 50 de ani, au reușit doi medici în câteva luni. Singura secție de diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice din Caraș-Severin, situată în incinta staționarului 2 al Spitalului Județean de Urgență Reșița, a fost reabilitată, iar acest lucru se datorează exclusiv medicilor care activează aici. Cu bani din propriul buzunar și cu ajutor de la prieteni și oameni de bine, aceștia au reparat, curățat și renovat secția în care sunt îngrijiți anual peste 1000 de pacienți. Preții scorojiți și murdari, apa scursă prin plafon, geamurile și ușile rupte sunt de acum doar o amintire urâtă pe secția spitalului din Reșița, unde sunt îngrijiți pacienții cu diabet. De la ambulatoriu până la saloane și camera asistentelor, totul a fost reabilitat și adus la standarde normale și decente în mai puțin de 6 luni. Am făcut totul de la zero. Am modernizat saloanele în sensul că s-a dat jos toată tencuiala, s-a ajuns la cărămidă, s-a refăcut instalația electrică, s-au schimbat termopanele, s-au pus calorifere noi, s-a pus gresie, s-a pus faianță, s-a dat cu lavabilă, ulterior s-a reparat holul, s-au reparat tavanele, s-a reparat efectiv totul. Nu a rămas niciun colț nebibilit, neterminat, nerefăcut. De asemenea, a fost refăcut și acoperișul secției. Am primit ajutor din partea Consiliului Județean, ne-a sprijinit cu manopera acoperișului, pentru că, așa cum bine ați și filmat, sunt saloane care au fost cuprinse de diverse infiltrații de-a lungul timpului și atunci am preferat să reparăm acoperișul, iar ulterior să ne cantonăm eforturile pe saloanele rămase. Am avut o parte din materiale de la Mitropolia Banatului. Inițiativa, dar și mare parte din banii investiți și din munca depusă, aparțin celor doi medici ai secției. Am mai și cărat, am mai și zidit, am mai și măturat. Da, am dat și bani și noi și prietenii și așa, cum s-a putut. Dar aici o lucrare frumoasă. Am avut sprijinul doamnei manager, care ne-a asigurat o parte din materiale și o mână de lucru de la penitenciarul de la Buziaș. Ulterior am primit diverse sponsorizări de la oameni de bine, oameni care nu vor să fie menționați pe post, dar eu țin personal să le mulțumesc. A fost un efort susținut și evident că am venit cu bani de acasă și nu bani puțin, 2-3 lei, bani pe care nu-i regretăm, pentru că am preferat să investim într-o stare de normalitate, ca pacientul să se simtă acasă, deși nu este acasă. Foarte frumos a renovat spitalul. Chiar suntem... cum era înainte? Da. Deci nu pot să explic. Acum este foarte frumos și condițiile sunt deosebite. Se vede că s-a lucrat mult și bine și cu gust. Chiar. Și era necesar. Era necesar renovarea asta. Ne apropiam de cei din Occident. Condiții foarte bune. Apă, săpun, dezinfectante, televizor, de 4 ori pe zi. Am văzut dimineața la 5, pe jos, spălat, desinfectat, super. A fost și renovat recent. Da, am auzit. Foarte, foarte bune condiții sunt. Eu, cel puțin, nu-mi vine să plec acasă. Că chiar am sus la soțul și la soacră, zic, măi, dacă aș mai putea, aș mai sta până luni. Cei care doresc să-i sprijine pe cei doi medici o pot face în continuare pentru finalizarea lucrărilor la 3 saloane și la sala de mese.